un an în care, Doamne ajută, se pare că vom reveni la normal. Cunosc cu petreceri, cu știți voi, cu metri și alte chestii, dar primesc sute de mesaje de la miri cum să se îmbrace, ce să-și achiziționeze pentru anul acesta. S-a schimbat ceva în tendințele mirilor? Bineînțeles că în fiecare an se schimbă câte ceva, dar lucrurile se schimbă, însă în ceea ce privește mirii rămân la fel. De ce? Pentru că moda trece și stilul rămâne. Eleganța nu poate fi distrusă nici chiar de pandemie. Din contră, în perioada aceasta, după ce am stat în izolare, în pijamale, în training-uri, ne-am săturat de neeleganță, ei bine, în perioada aceasta, ținutele vor fi parcă și mai elegante decât de obicei. Nu uitați că nu vă îmbrăcați pentru numărul de invitați, că sunt 100, că sunt 1000, că sunt 2, că sunt 10, vă îmbrăcați pentru voi, vă îmbrăcați pentru ziua aceea importantă, de la care rămân sute de poze pe care le veți vedea o viață întreagă și le veți arăta o viață întreagă tuturor, dar în primul rând copiilor voștri. Deci, ce vă recomand eu este să faceți așa. 1. Veniți la mine și atunci vă ofer o ședință gratuită de consiliere vestimentară și bineînțeles un discount pentru că îmi doresc să văd cât mai mulți miri anul acesta, dar dacă nu reușiți, 2, 3, 5, 10 pași simpli. Alegeți ținute clasice, clasic reinterpretat modern. Nu încercați să inventați mersul pe bicicletă pentru că, sincer vă spun, nu iese niciodată. Poveștile alea cu vreau să fiu original, să mă văd de la colțul străzii, imaginație bogată, nu funcționează. Uitați-vă la toate vedetele internaționale, uitați-vă la oamenii bogați care își permit să se îmbrace cu pene, cu pietre, cu cristale și cu diamante. Ei bine, niciunul din ei nu s-a îmbrăcat decât simplu și rafinat. Un smoking, fie negru, fie bleu marin, fie smoking, atenție, smokingul nu este frac și nu este redingotă. E vorba de un costum cu revere din mătase naturală. Fie rever șal, fie rever pic acela ridicat, fie rever clasic, asta e mai puțin, mă rog, se alege în funcție de siluetă. De asta urmează să alegeți probând. Deci, un costum cu rever din mătase naturală, o cămașă albă frumoasă, un papion, eșarfă sau cravată în funcție de aspectul fizic. Dacă fața e foarte rotundă și aveți gușă, o să evităm papionul. O să alegem în schimb cravata, care are avantajul că lungește silueta. Vă spuneam de smoking. Smokingul sigur că poate fi și într-o culoare puternică sau poate fi alb. Amintiți-vă pe Humphrey Bogart în dinner jacketul acela alb cu pantaloni negri și cămașă albă în Casablanca. Excepțional de elegant. Deci asta este varianta clasică, bineînțeles croită modern, care să vă vină impecabil și dintr-o țesătură bună. Ce vreau să vă spun, anul acesta se poartă duo-ul gri și galben, dar în ceea ce privește vestimentația mirilor, vă recomand să evitați griul. Din multe motive, unul este acela că nu vine bine chiar tuturor, din contră, vine bine puținor tipuri de ten. Mai mult decât atât, e vorba de faptul că nu e o culoare suficient de elegantă. Mai bine alegeți, de exemplu, mov la smoking și sigur cu revere negre și pantaloni negri, pantofii neapărat din lac sau piele semilucioasă. Am să fac o paranteză aici, știu că evitați lacul, pentru că așa avem noi ideea asta, că numai cântăreții de un anumit stil de muzică poartă lac, nu e adevărat. Lacul este varianta cea mai elegantă de încălțări pe care le poate alege un bărbat seara. Lacul se poartă, se va purta dintotdeauna. Frank Sinatra purta lac, puteți purta și voi în 2020 pentru că este încă la modă. Deci, smoking, pantofi de lac, cămașă albă, v-am spus, papion, cravată, alegeți neapărat cămașă cu manșete duble de buton. Și o chestie foarte importantă, evitați detaliile acelea care de fapt nu se potrivesc seara, cum ar fi butonierele în contrast. Butonierele în contrast merg numai la o ținută casual elegantă, niciodată, sau casual, niciodată la o ținută de seară. Mai mult decât atât, vorbeam de papion. Papionul va fi întotdeauna din mătase naturală, din acela care se înnoadă manual și înnodat manual. Deci el vine înnodat deja, se prinde într-adevăr la spate, dar el se poate desface. Papioanele precusute sunt foarte, foarte urâte și lipsite de rafinament.
Dacă e vorba de nunta voastră, merită să cheltuiți 102 de lei în plus, dar să aveți accesoriul perfect. Lăsați-mi întrebările dumneavoastră și ideile în comentarii. Săptămâna viitoare fac un alt video la care răspund la toate întrebările pe care mi le puneți voi. Ne vedem, deci, miercurea viitoare și nu uitați să subscrieți neapărat, pentru că îmi face plăcere să ne vedem cât mai des.